Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul ăsta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Stimați-vă spectator la o nouă emisiune Fotoliul cu ghimp. Sunt Adrian Simon. Invitata mea de astăzi este doamna deputat Vetuța Stănescu, deputat PNL de Hunedoara. Să rămâne bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Aveți un sacou roșu, vă fac un compliment înainte de emisiune, așa în trend cu anotimpul care se pregătește să... Luna martie este luna cu renașterii. Așa. Este luna în care trebuie să ne împodobim cu alb și roșu. Cu atât mai mult noi femeile, pentru că se presupune că albul îmbinat cu roșu sunt culorile care dau viață, renasc, dau în primul rând putere. Și atunci am zis să vin în culorile specifice primăverii la dumneavoastră. E, chiar nu mi-am propus să vă întreb lucrul ăsta. Dar mi-ați... Știți că mă mănâncă limba pe mine, nu mă pot abține. Și fiind la fotoliu cu ghimbi, și nici renumele meu nu e unul de persoană foarte drăguță cu invitații, spuneți-mi și mie, știți ce înseamnă ziua 2 martie? În afară de faptul că este declarată în mod universal ziua femei, nu știu ce poate de să... De unde vine? 8 martie? Da. Era o poveste pe vremuri cu baba Dochia? Nu. Era vorba de... Adică de unde a plecat? Ce a fost inițial? Și cam ce influențare? Ca și curent politic? Ca și curent? Nu, spuneți-mi dumneavoastră. E un pic socialistă. Și vine de undeva din America, când în data respectivă, prin 1800 și ceva, 1800 sau 1900 și ceva, ceva de genul ăsta, un grup de femei dintr-o fabrică au protestat pentru drepturile lor. Pe urmă a fost o întreagă poveste. Asta pentru egalitatea de șanse, da. Și da. Păi de foarte multe ori, apropo, ca facem o mică paranteză, exact același lucru spuneam eu când, na, cu toate ca și întâi mai de altfel. Da. Cu toate simțim de foarte multe ori că suntem epuizate, că suntem, mă rog, că noi dorim să fim egalele bărbaților, dar pe de altă parte, munca asta, egalitatea asta este istovitoare. De asta vreau să spun. Și ziceam, oare sufragetele alea care au militat atât de tare pentru egalitatea de șansă a femeilor cu bărbații, nu și-au dat seama că munca asta este istovitoare, egalitatea asta, dar... Bun, mă rog. Acum ca să drag busuiocul, trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, femeile nu au cum să fie egale cu bărbații. Sunt net superioare. Da, mulțumesc. Și vă spun și de ce. Femeile nasc. Am avut privilegiul deosebit să asist la două nașteri ale copiilor mei. Respectul pe care l-am câștigat față de femei în momentul în care am văzut acea naștere și imaginându-mi doar... Mă emoționați! Da, și imaginându-mi doar durerea prin care trecem, da, atunci... Fără să o resimt că n-aveam cum, mi-a produs doar acest fapt un respect nemărginit. Da, durerea fizică, dar pe de altă parte... Pentru ființa care dă viață. Da, durerea fizică, dar pe de altă parte, cred că mamele tocmai de aceea au fost înzestrate de Dumnezeu cu o putere pe care bărbații nu o au. Aceea de a fi fericite chiar și în timpul durerii, pentru că aduc pe lume propriul copil, aduc pe lume viață, dau viață și atunci cred că toată durerea fizică este compensată de bucuria cealaltă. Bun, acum, din nou, ca să stric busuiocul, din păcate, printre mamele astea mai sunt și cele care, deși au bucurie prin durere, ca să spun așa,
ulterior uită de bucuria aceasta. Bun, să revenim la politicile noastre, guvernarea de dreapta se intitulează, publice. Da, publice, se intitulează emisiunea, sau e tema emisiunii. Cum e, doamna deputat, cu guvernarea asta de dreapta? Spuneați că luna martie este luna renașterii și așa mai departe. Renaște România în luna martie, avem buget, apucă primarii să ajungă la bani, încep lucrările, cum e? Da, în primul rând, bugetul a fost aprobat acum săptămâna trecută, după cum știți, iar legea bugetului a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, se aplică deja. Legat de ceea ce înseamnă dezvoltarea României, așa cum ne place nouă, cel partidelor de dreapta, să spunem, pentru care milităm foarte mult, pot să vă spun următorul lucru, că ieri am avut o întâlnire la Comisia de Administrație cu Ministrul Dezvoltării. Și a fost o întâlnire extraordinară, pentru că de mult n-am mai avut contact cu Ministerul Dezvoltării, astfel încât să avem acces la informații. Sunt niște informații pe care aș vrea să le spun așa, în prima audiție celor care se uită la noi și ne ascultă. Suntem televiziunea națională. Da. Este vorba despre niște modificări pe care le propune Ministerul Dezvoltării în materie de administrație publică locală. Militează foarte mult acest ministru pe descentralizare. Descentralizare pe care o agrează și guvernarea aceasta de dreapta, care cred că poate să producă plus valoare în unitățile administrativ-teritoriale, pentru că vedeți că întotdeauna centralismul ăsta de foarte multe ori e atât de complicat și atât de greu de ajuns la numărul 1, acolo de unde trebuie să obții semnăturile, încât de multe ori cedezi și renunți la proiectele pe care le ai. Descentralizarea pornește un prim minister, care este Ministerul Tineretului și Sporturilor. O să vi se pară un minister așa neesențial, dar... Nu mi se pare. Și vă spun de ce. Ca să înțelegeți de ce nu mi se pare. Deci suntem puțini celor care nu mi se pare un minister neesențial. Revin din nou la copiii mei. Fiul meu face sport. Mă rog, un sport nu practicat la scară foarte largă, nu e olimpic încă, deși nu înțeleg de ce, dar mi se pare esențial, pentru că și acolo sunt multe probleme, sunt mulți practicanți, sunt multe sporturi care sunt nebăgate în seamă, copiii își cumpără singuri echipamentele și așa mai departe. Bun, acum a fost pandemia, dar știu ce se întâmplă. Vă rog, să vă pentru că este Ministerul Tineretului și Sportului, poate pentru că rigorile acestui minister, apropo de sporturile despre care vorbiți, sunt altele. Uitați-vă că ăsta este un pic mai bine organizat și se pornește de aici, în sensul că direcțiile de tineret și sport din județe vor trece în subordinea consiliilor județene, taberele școlare vor trece în subordinea administrațiilor publice locale pe teritoriul cărora se află, după cum cluburile sportive vor trece și ele în subordinea administrațiilor publice locale. Care cluburi sportive? Cluburile sportive existente. Adică inclusiv cele private? Nu, despre cluburile private nu discutăm. Discutăm aici despre cluburile publice, finanțate din bani publici. Și am vorbit cu un primar ieri despre lucrul ăsta și îmi spunea, ok, se descentralizează, în regulă, dar resursa financiară... Corect, descentralizarea se produce cu resursă financiară cu tot. Adică tot ceea ce a însemnat banii pentru direcția de sport vor merge la consiliile județene, iar ceea ce înseamnă banii pentru tabere și pentru cluburi vor merge la administrațiile publice locale. Deci ăsta este un prim pas, apropo de descentralizare. Asta a fost ca un exemplu. E un exemplu și un experiment. E un experiment. Interesant, de altfel. Dar, vis-a-vis de taberele acestea școlare, repet, nu ne raportăm neapărat la pandemie, se va duce, se va termina și asta la un moment dat, Doamne ajută, să se ducă. Mai sunt tabere școlare în țara asta și pe lângă faptul că se zice că o să răspundeți, da, mai sunt. Condițiile din ele sunt în regulă, sunt ok, că văzusem câteva aflate în paragină totală. Da, care sunt în paragină. Dacă știu eu bine, Răușor, Brădățel, nu, da, Brădățel. Da, este paragină. Așa este. Taberele școlare au fost lăsate, din păcate, dar și la mare sunt o mulțime de tabere școlare tocmai, lăsate. Era celebrul Năvodar. Da, exact. Noi în județul Hunedoara am avut cea de la Căprioara, care arată bine. Am fost de curând acolo, a fost o sesiune cu copii, de curând. Acum când îmi dau seama de curând, de fapt nu e anul trecut, e acum 2 ani, pentru că a fost pandemie și nu ne-am putut întâlni.
Dar să știți că sunt tabere școlare care încă corespund din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare și care pot primi copii. Ori administrațiile publice locale, dacă le vine și resursa financiară de la nivel guvernamental, cu siguranță se vor preocupa de, eu știu, de reamenajarea acestor spații care până la sfârșit sunt o sursă în care copiii se pot întâlni și se pot forma. Ce alte un alt subiect se vor... Două secunde, că nu vreau să trecem peste asta așa ușor. Ce alte lucruri se vor întâmpla? Ce va aduce benefic această descentralizare experimentală, cum ai spus dumneavoastră? Descentralizarea, păi, vedeți... Și mă refer aici la hârtiile pe care, de exemplu, le cer primarii. Aprobările de la București, de nu știu unde, acel proces în care accesezi un proiect sau, mă rog, pe fonduri guvernamentale, pe ce fonduri ar fi ele, și urmezi niște etape de te doare mintea. Îmi spunea un domn primar, cred că de-al noastră penalist era, de-al noastră, de-al noastră, de la penal, domnul Stoica spunea, domnule, zice, 3 ani sau 4 ani a stat după un proiect care a fost, la momentul hârtiilor semnate, finalizat în 3 luni. Da, deci, așa este. Din păcate, în România, tocmai asta înseamnă centralismul ăsta excesiv. Obținerea și dobândirea de documente premergătoare realizării unui obiectiv de lungă durată, de 2-3 ani, lucruri pe care uneori te dezarmează în calitate de edil. Adică tu începi mandatul azi, peste 4 ani se finalizează, tu în 4 ani vrei să faci lucruri. Ori lucrurile astea, dacă le demarezi azi, în momentul validării tale, abia reușești să le implementezi în 4 ani, în cazul fericit, că de foarte multe ori nu reușești în 4 ani, pentru că centralismul ăsta... De tot, noastră sunteți, ați fost în Ministerul Dezvoltării, unde v-a plăcut foarte tare, din câte îmi spuneați. Exista acea problemă că începi un proiect cu un studiu de fezabilitate, cu nu știu ce, cu un proiect și cu niște costuri estimate, cu niște costuri. Iar la momentul implementării proiectului constați că acele costuri nu mai sunt valabile, ci dimpotrivă sunt mai mari. Păi, există cazul celebrului PNDL-1, care a început în 2012, acum 10 ani aproape, și care s-au făcut contracte la momentul respectiv. Degeaba ai făcut contractul pe o anumită valoare, pentru că valorile respective nu mai sunt astăzi de actualitate. El trebuia finalizat anul trecut, în 2020, în decembrie. Ori sunt proiecte, sunt vreo 300 ceva de obiective care nu sunt finalizate. Și s-a prelungit cu o reevaluare a valorii proiectelor respective, pentru că nu se le poate finaliza nimeni niciodată la valorile de acum 10 ani. Pentru că prețul materialelor a crescut, forța de muncă, resursa umană a crescut, iar salariile din construcție au crescut odată cu ordonanța din 2019, decembrie. Deci cam astea ar fi lucrurile legate de descentralizare. Un alt lucru foarte interesant este cel legat de apă și canal, pentru că ați văzut foarte mult că există localități în România în care apa și canal nu este accesibilă unităților administrative teritoriale cu sub 2000 de locuitori. Aici mă întrerup. Da. De ce mai țineți, doamna deputat, că sunteți la guvernare? Reorganizarea administrativă teritorială, păi, să-mi spuneți, da. De ce mai țineți comuna Bătrâna, de exemplu, unde n-am nimic cu domn primar de acolo? Un primar la 100 de locuit, nu știu, comasez comuna cu tare cu comuna cu tare atunci, și atunci... Da, e ok. Adică, asta vreau să spun, doamne, sunt, nu știu... Tocmai în acest scop au fost constituite ADI-urile, galurile, care sunt asocieri de mai multe comune, de mai multe pentru unități administrative, accesare. Pentru a accesa fonduri europene și pentru a accesa proiecte. Acesta este scopul acestor structuri asociative. Sigur că unitatea administrativă teritorială, prin existența ei, produce niște cheltuieli la bugetul de stat, pentru că are primar, are viceprimar, are consiliul local, are aparatul tehnic, dar să faci o reorganizare administrativ-teritorială cred că este un subiect un pic sensibil de discutat acum și probabil că va trebui o întâlnire între toate forțele politice, nu doar cele de dreapta, pentru a se construi o modificare de tipul ăsta la nivel de România. Asta cu comasarea anumitor comune chiar mi s-ar părea interesantă și vă dau un exemplu. Pe cuvânt. Poate sunteți de acord cu mine, poate nu sunteți de acord. Iar ca exemplu ăsta, probabil că mai sunt multe în țară unde nu cunosc întotdeauna situația și în alte județe. Să zicem, orașul Hațeg, da? Are în jurul lui foarte multe comune. Foarte multe. Țara Hațegului. Deci, domnule, câteva comune de acolo, din prejurul Hațegului,
le treci în unitatea administrativ-teritorială a orașului Hațăg. Câți bani se economisează la buget? Cum poți accesa proiecte mult mai bine? Și cum poți dezvolta zona respectivă despre care toată lumea zice, vai, țara Hațegului, turism, chestii? Eu nu prea cred în prostioarea asta. Mie mi se pare o mare prostioară. Și mie mi se pare că turismul e făcut acolo după ureche și la nivel de câteva persoane care își umplu buzunarele. Nu e nimic la nivel macro, e chiar micro de tot. Dar asta este o altă poveste. Administrația publică locală trebuie să aducă acolo apă, canal, infrastructură și tot felul de chestii pentru câteva pensiuni care nici angajați n-au. Deci nu aduc nimic la bugetul de stat. Dar asta e o poveste pe care poate o povestim în particular și vă dau vreo idee în sensul ăsta. Și atunci, comasarea asta ar fi binevenită, în primul rând, pentru că s-ar economisi foarte mulți bani la bugetul de stat și pentru că, în al doilea rând, e adevărat că unii primari vor fi deranjați, nu? Că nu vor mai avea ei fotoliu de primar, nu vor mai avea vice, nu vor mai fi consilii, nu vor mai avea nu știu câți de angajați și așa mai departe. Cred. Dar e momentul să ne gândim la binele comun. La binele comunității. Pentru da, eu cred că e de, cum să zic, e de viitor. Să știți că modalitatea asta de reorganizare administrativ-teritorială s-a întâmplat în multe state europene, pentru că s-a demonstrat atunci când vrei să dezvolți o comunitate, mult mai ușor prin fonduri europene o dezvolți dacă este o comunitate mare. Dacă este o comunitate mică, greu accesezi fondurile europene. Uitați-vă, chiar și Programul Național de Redresare și Reziliență, ăsta care este conceput pentru perioada 2021-2027, este un program special conceput pentru unități administrativ-teritoriale mari. Tocmai de aceea se propune acum, că vom avea sâmbătă o întâlnire pe acest subiect, pentru a le comasa, a încerca să facem ADI-uri, a încerca să facem asocieri, pentru a putea depune proiecte pe PNRR. Și știți de ce? Pentru că toate proiectele astea și banii pe care încercăm să-i aducem în România prin acest program, ei nu trebuie să țină seama de culoare politică. Interesul nostru comun trebuie să fie acela de a dezvolta unitățile administrativ-teritoriale, indiferent de culoarea politică. Vă mărturisesc că sâmbătă, în data de 13 martie, am creionat și am încercat să realizez o întâlnire între Ludovic Orban, persoana care a creat și a inițiat Programul Național de Redresare și Reziliență în anul 2020 pentru România. Sigur, omul care a încercat să adune de la toate ministerele informațiile și nevoile venite din comunitățile locale, astfel încât acest PNRR să se plieze pe nevoile comunităților locale. La această întâlnire va participa și domnul eurodeputat Siegfried Mureșan, care este raportorul României pe acest program și care s-a zbătut și a negociat foarte mult, astfel încât acest program să-și păstreze cumva liniile pentru care a fost creat și depus. Sigur că înainte de a... Deci, toată întâlnirea este mai degrabă tehnică, pentru că toate lucrurile se vor discuta tehnic la nivel de 6 piloni, la nivel de proiecte care vor putea fi finanțate prin acest program. Adică e un fel de instructaj, informare, instructaj? E un fel de informare tehnică pentru toți factorii de decizie din județul Hunedoara. Vorbesc aici de unități administrativ-teritoriale, indiferent de culoare politică, repet, am invitat primarii... Doar UAT-uri sau și de la Consiliul Județean? Și Consiliul Județean. Am invitat toată administrația publică locală și județeană, am invitat-o, pentru că și am cerut și confirmare că trebuie să știm funcție de numărul de persoane care participă, cum ne aranjăm în sală, pentru că trebuie să respectăm condițiile de securitate și de sănătate. Și atunci, la această întâlnire vor participa tocmai pentru a expune care este modalitatea de finanțare a acestui program, cum se depun, care sunt proiectele viabile pe acest program, ce se pliază, câte unități administrativ-teritoriale, ce aglomerări umane trebuie să avem pentru a depune pe acest program. Sigur că... Vă rog, ați văzut că vreau să vă întreb. Da. Zic, fiind Mureșan, în regulă raportor... Europarlamentar. Europarlamentar.
Dar Ludovic Orban ce să mai facă el la treaba asta? Fără răutate o spun că el e președinte este acolo. Președintele Camerei Deputaților este. Pentru că este... PNRR este un program creat în anul 2020. La acest program am participat eu în calitate de secretar de stat la momentul respectiv în anul 2020. Tot guvernul pe care l-a condus el la elaborarea acestui program. Acest program, Ludovic Orban poate să-l expună cum l-a gândit și care sunt axele pe care le finanțăm. Repet, nu este o întâlnire politică, nu vom discuta politică. Vom discuta despre modul în care a fost conceput acest program, ce putem să finanțăm și care sunt termenele. Pentru că acest program este puțin diferit față de ceea ce înseamnă fondurile europene. Acest program în 2027, stop, se finalizează. El nu poate fi fazat, el nu poate fi prelungit, el nu poate fi întârziat. Deși nu e normal așa? Păi, da, vedeți, e un program care începe în 2021, se termină în 2027. Deci, asta trebuie să fie conștientizați primarii și cei care aplică... Păi, ei vor fi conștientizați, săracii, că ei dacă ar vrea, spun săracii cu ghilimele de rigoare, că ei dacă ar vrea s-ar apuca mâine de un proiect și poi mâine l-ar termina. Aici intervine din nou acea poveste cu plimbatul hârtiilor, care sperăm să termină cu ea. Apropo, deci sâmbătă la ce oră e asta? Sâmbătă la ora 12. Bun, întâlnirea asta este pentru, nu este deschisă. Da, este pentru unități administrative teritoriale, pentru presa acolo. Da. Și vom informa despre ce s-a discutat. Acum vreau să vă mai întreb următorul lucru. Cum merg lucrurile în guvernarea asta de dreapta în acest cu răutate, o spun acum, CDR, ce-o fi el? Nu e nimic. Este o guvernare de dreapta. E o guvernare PNL, UDMR și USR Plus. Este o guvernare de dreapta care înainte de tot spectrul politic de care discutăm, și-a propus să investească în România. Faptul că de foarte multe ori apar în sfera publică diverse informații cum că această guvernare n-ar funcționa, cum n-ați că există... N-ați spus, dar spun eu. Cum că n-ar funcționa, cum că există diverse fricțiuni între membrii coaliției. Da, vă mărturisesc, există. Ele vor exista ori de câte ori există idei divergente. Concluzia este că atunci când există idei care nu converg și nu merg în același punct, trebuie să se pună oamenii la masă, să discute și să iasă cu o idee finală care să fie una constructivă și bună pentru comunitate. Eu prefer mătălie ideilor argumentele. Sigur. Bine aduse. Păi, și cele mai bune. Când se pun la masă, oamenii aduc argumente în favoarea ideilor pe care le promovează. Fiecare acceptă ideile celorlalți și la final va ieși o idee comună, susținută de toate argumentele, pentru ca ea să fie pusă în practică. Și apropo de argumente, o să vă spun că, apropo de PNRR, o să vă spun că la Compania Națională de Investiții există până acum aproape 3.000 de obiective depuse pe reparații de drumuri. Mai repară. Deci aceste 3.000 de obiective, valoarea lor nu poate fi estimată, că multe dintre ele nu au SF-uri, în jur de 300 din ele, adică 10% au doar SF-uri, ca să poți să-ți dai seama de valoarea lor. Valoarea celor cu SF-uri până în acest moment este 5,8 miliarde de lei. Bugetul CNI-ului este de 3,8 miliarde de lei. Și atunci, asta discutam și cu ministrul Ceche, ce soluție există? Pentru că noi ne propunem să investim în România, ne propunem să reparăm drumuri, ne propunem să aducem apă și canal în casele oamenilor. Dar nu avem bani. Poftiți? Nu avem bani suficient. Păi asta este. Și atunci PNRR-ul asta face. Acum ce caută ministerele? Toate proiectele pe care le au depuse în ministerele lor, respectiv apă și canal pe Ministerul Mediului în general este depusă sau pe Ministerul Fondurilor Europene, drumurile pe CNI, gazele pe Ministerul Fondurilor Europene. Toate acestea, să vedem care sunt locurile pe care le putem introduce pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Pentru că acesta ce este? Este un program, repet, scurt, doar 6 ani, în care trebuie să începem proiectul și să-l și finalizăm. Ori dacă noi avem deja proiecte care avem obiective care au SF-uri, au studii de fezabilitate, au foarte multe dintre ele avize, ele deja trebuie introduse la finanțare. Am înțeles. Haideți să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim cu invitata noastră. Rămâneți cu noi.